Condamnat la 3 ani și jumătate în dosarul angajărilor fictive și închis la Rahova, Liviu Dragnea nu este de acord cu alegerea Vioricăi Dăncilă în fruntea PSD și transmite din celulă că el este de fapt adevăratul președinte al partidului. Prin avocatul său, Dragnea a contestat în instanță modul în care a ajuns în funcție Dăncilă, despre care spunea când a propus-o premier că este o femeie neconflictuală. Dar imediat ce Dragnea a fost închis, pe 27 mai, Viorica Dăncilă a preluat partidul și în scurt timp colegii care au susținut-o au votat-o să le fie președinte. După ce PSD și-a ales noua conducere la Congresul din 29 iunie, socialdemocrații au cerut validarea deciziei în instanță conform legii. Aceasta este etapa în care Liviu Dragnea a intervenit cerând prin intermediul avocatei sale să blocheze procedura. În momentele dificile, Partidul Social Democrat a strâns rândurile, împreună vom lua deciziile, împreună vom vedea unde am greșit, care sunt pașii pe care trebuie să-i facem. Fostul șef PSD, ales în 2015 de către toți membrii de partid, susține că Viorica Dăncilă nu a trecut prin aceleași etape și a fost aleasă doar de delegații fiecărei organizații județene. Doar că între timp liderii PSD și-au modificat propriile reguli, fără a le valida și în instanță. Iar Dragnea spune că statutul PSD, cel care neoficial echivalează cu o lege de funcționare a unui partid, nu a fost respectat. Contestația lui Dragnea a fost depusă pe 3 iulie odată cu cererea PSD de a-și valida noua conducere. Dosarul trebuia discutat de magistrații Tribunalului București, secția civilă, pe 22 iulie, dar a fost amânat. Știam ce mă așteaptă și știu ce mă așteaptă, numai că eu nu vreau să plec ca prostul din această viață și din această funcție. Foarte simplu și vă spun pe românește ca la noi în Telorman. Adică vreau să duc această luptă până când sper că fiecare român și dumneavoastră și oricare din această țară să știe că poate avea încredere în justiție, chiar dacă nu 100%, nu în situația în care suntem. Dacă magistrații dau dreptate lui Dragnea, potrivit unor lideri PSD, ar putea fi organizat un nou congres PSD, în care să fie aleasă Viorica Dăncilă din nou lider PSD, conform noului statut. Pe de altă parte, contestația lui Dragnea este privită de unii socialdemocrați ca pe o încercare a fostului șef al PSD de a cere revizuirea propriei sentințe de condamnare în dosarul Bombonica. Colega mea, Sorina Ionaș, ne vorbește despre cererea lui Liviu Dragnea. Bună seara, Sorina! Bună seara, Andreea, bună seara tuturor. Această ședință de la Tribunalul București este în continuă desfășurare. A început încă de dimineață discuția pe această speță, iar fostul președinte al Socialdemocraților, Liviu Dragnea, vrea practic să facă astfel încât Viorica Dăncilă să nu fie considerată președintele PSD. Concret, acesta a reclamat prin intermediul avocatului său faptul că procedura prin care Viorica Dăncilă a ajuns la putere, la puterea Socialdemocraților, nu a fost una conform statutului PSD, adică nu a fost aleasă, la fel cum a fost el ales în 2015. Între timp însă, socialdemocrații și-au modificat propriile reguli și au stabilit o nouă procedură de alegere a președintelui PSD. Ca atare, am văzut cu toții cum pe data de 29 iunie Viorica Dăncilă a fost votată de Congres în această funcție, cea mai înaltă funcție în partid. În acest moment sunt prezenți în sala de judecată atât avocatul lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, cât și avocatul PSD-ului, cei care în acest moment își exprimă argumentele pentru fiecare parte. În interior Socialdemocraților, în Partidul Social-Democrat sunt mai multe variante speculate, cel puțin în acest moment. Dacă va fi cazul, dacă magistrații vor da dreptate lui Liviu Dragnea, atunci nu se obosesc socialdemocrații să spună că o vor alege din nou pe Viorica Dăncilă la conducerea partidului prin aceeași metodă. Mai exact, există deja un congres programat pe 24 august, tot al socialdemocraților. Iată o ocazie prin care Viorica Dăncilă poate fi votată din nou președinte al PSD. Dacă magistrații nu îi dau dreptate lui Liviu Dragnea, în acel caz situația merge mai departe, Viorica Dăncilă nu își pierde funcția. Așteptăm așadar însă să se termine această ședință de judecată. Este deja la a doua discuție această speță. Așteptăm să vedem dacă în această seară vom avea o decizie în acest caz. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.